Mulți oameni au venit la Iosafat să-i spună că se apropie o armată numeroasă pentru a purta un război împotriva sa. Alarmat de această veste, Iosafat a proclamat o perioadă de post pentru toată împărăția lui. Oameni din toate cetățile lui Iuda veneau pentru a posti și a se ruga împreună. Noi făceam parte dintr-un grup numeros de oameni, iar Iosafat se ruga în mod stăruitor lui Dumnezeu pentru călăuzire. Un bărbat numit Iahaziel a declarat că Iosafat nu trebuie să fie îngrijorat, deoarece aceasta nu era lupta lui, ci a lui Dumnezeu. Dis de dimineață am pornit către deșertul Tekoa. Eram cu adevărat îngrijorați în privința confruntării cu această armată uriașă, dar ni s-a spus să avem credință. De asemenea, noi înălțaserăm rugăciuni. Când plutonul nostru de recunoaștere a urcat dealul, am văzut numai trupuri moarte de jur împrejurul nostru. Se pare că inamicii se încăieraseră între ei. Rugăciunile înălțate de Iosafat au făcut ca el să câștige bătălia fără a fi măcar nevoit să lupte.